Pe parcursul acestui clip minunat veți auzi câinii vecinii și vecinii chiar la greu. Deci pregătiți-vă! Dragii mei, în clipul de astăzi o să testez alături de voi, o să ne luăm așa prima impresie la câteva noutăți de la L'Oreal. Au ieșit acum de curând multe chestii la L'Oreal, așa că am pus mâna pe portofel și am plecat să distrug banii. Astea fiind spuse, astăzi facem un machiaj, o să vedem cum rezistă pe parcursul zilei. Am încercat eu să fie numai cu produse L'Oreal, dar dat fiind faptul că nu prea am multe, am zis să mă limitez la ce am, iar ce nu am, complementăm. Deși, prin urmare, o să începem cu prima noutate de la L'Oreal. Intrăm în pâine, vedeți, nu? Adică, corector. Au scos un nou corector din gama Infallible. Oh my god, din gama asta am și pudră, am și fond de ten, pe ăsta le-am testat deja într-un clip trecut în care testam noutăți de la L'Oreal, dar ce promite? Corectorul aici de față promite că este mai mult decât un corector. Poți să-l folosești și pe bază de fond de ten. Faza asta în felul următor. Am cumpărat produsele astea înainte să merg la mare. Acum am bronzul ăsta african, deci vă dați seama că treaba asta ca fond de ten nu mi se mai potrivește. Mi se potrivește ca și corector. Fond de ten nu testăm astăzi. De fapt o să aplic câteva picățele și o să-l îmbin cu fondul de ten pe care îl voi folosi astăzi. Despre el v-am vorbit, știți deja că îmi place. Ca să-l deschid puțin la culoare, pentru că ăsta e pentru vară și totuși nu sunt chiar atât de neagră, o să folosesc corectorul cu pricina. Deci o să aplic câteva picățele și ca fond de ten, să vedem cum se descurcă pe parcursul zilei. Dar ne vom centra atenția, ne vom focusa atenția pe puterea lui de acoperire ca și corector. Eu l-am în nuanța latte 331 și arată cam așa ambalajul. Ambalajul meu arată odios pentru că era înfășurat cu scotch și avea alarma de rigoare pusă. Dacă să vă faceți o idee, ăsta este ambalajul. Nu e vina mea că arată în halul ăsta, cei de la magazin. Ca și date tehnice, să spunem așa, 6 luni de valabilitate, 11 ml, prețul vi-l las pe aici, diferă de fiecare magazin, dar ca să vă faceți o idee, undeva la 10-11 euro, ceva de genul. Și este făcut acest corector în Franța. E de bine, la ingrediente, ia să vedem. Primul ingredient e apa, glicerina. Băi, să știți că este destul de ok, nu văd pe nicăieri alcool pentru a usca, de exemplu, zona asta. E bine, e posibil să apară alcool pe undeva, dar cum am ochelare la mine și scrie atât de mic, nu îl bunghez. Dar în primele 3-4 ingrediente nu văd alcool. Văd apă, glicerină și alte ingrediente, ceea ce înseamnă că e de bine. Cam așa arată aplicatorul. De ce ne aduce aminte? Ne aduce aminte de aplicatorul de la Tarte, ne aduce aminte de aplicatorul fondului de ten de la Clinique. Cam aceeași treabă. Nu pot să spun că îmi place la nebunie, dar na, ce să faci? Asta e găurica, dacă vă interesează. Și o să aplic în zona cearcănelor deja. Se aplică destul de decent și o să vă dau de aproape să vedeți ce putere de acoperire are nebunul ăsta. Îl voi estompa puțin cu degetele, pentru că aș vrea să vedeți ce acoperire are nebunul ăsta. Voi gândiți-vă cât m-am bronzat eu. Asta era culoarea mea perfectă înainte să mă bronzez, adică mi se potrivea perfect și acum uitați-vă și voi. Da, v-am mai zis eu, bronzul meu african. Putere de acoperire, nu, spuneți că nu e maximă, adică uitați-vă și voi. Mi-e place tare, tare mult puterea de acoperire a fondului ăsta de ten. Se stopează iarăși foarte, foarte bine, adică deși are o putere mare de acoperire, nu e greoi. Zic totuși să-mi iau părul ăsta din ochi, pentru că urmează și un fond de ten pe fața mea. Și o să blenduiesc, de fapt o să bag în piele așa puțin și cu burețelul de la Real. Corectorul. Să știți că în momentul de față, corectorul cu cea mai mare putere de acoperire din casa mea e ăsta. Ok, și acum voi aplica fondul de ten. Pentru fond de ten astăzi utilizez Infallible în nuanța 300. Îmi este foarte închisă în momentul de față nuanța asta, pentru că eu vara, da, sunt neagră, neagră, nu așa. Și o să-l aplic prima oară cu pensulica asta, așa, iar imediat o să îl blenduiesc puțin și cu burețelul. Okay. Fondul ăsta de ten trebuie să aveți mare grijă când îl cumpărați, mai bine luați o mostră ceva, pentru că oxidează. Vedeți? Acum parcă mi s-ar potrivi, chiar e o nuanță mai deschisă, e să vedeți după ce termin de lucrat cu el, cum mă negresc toată. Deci mare, mare grijă cu fondul ăsta de ten. Are o acoperire și el foarte, foarte bună, adică acoperă foarte bine tot ce ai pe față. Are o durabilitate foarte, foarte mare, deci îmi place foarte mult și treaba asta, că ține toată ziua, cel puțin pe un ten mixt, gras, așa se comportă, toată ziua îmi ține fondul ăsta de ten. Ca și preț, destul de ok pentru un fond de ten.
cam ca toate fondurile de ten de la L'Oreal. Ok, acum o să trec și la blenduit așa puțin cu brețelul. Vedeți cum începe să oxideze? Fac așa în piele. Uitați-vă ce frumos a acoperit corectorul. Deci corectorul îmi place foarte, foarte mult momentan. Să vedem cum se descurcă domnul pe parcursul zilei. Vedeți că nu am aplicat niciun fel de, nu știu, primer ca să țină mai mult treaba. Vreau exact să vedeți cât ține fondul de ten și corectorul pe față. Acoperirea fondului de ten, o vedeți? Nu se mai cunoaște nicio pată, ca și cum aș avea fața fără nimic pe ea, ceea ce mie îmi place foarte mult în perioadele astea critice ale lunii. Treaba stă foarte bine, hai să vă dau de aproape să vedeți zona ochilor cel puțin, pentru că acolo să ne focusăm astăzi. Uitați-vă și voi ce bine a acoperit fondul ăsta de ten cearcănele, e ca și cum nu aș avea nimic, vedeți? Aplicat acolo, nici măcar nu a intrat în liniile fine. Îmi place mult, mult de tot. Acum hai să aplicăm ceva pudră pe toată fața și voi aplica pudra Infallible, asta, pe care am testat-o noi acum câteva luni în urmă, când de fapt a apărut pudra asta, pentru că asta nu e o nouă apariție. Ce îmi place la combinația asta între fond de ten și pudră e că nu arăt toată mată, e așa foarte, e foarte siropoasă fața, dacă ar fi să traducem englezismul, ca și cum n-aș avea nimic pe față, și asta îmi place mie foarte, foarte mult. În momentul de față nu caut genul ăla de față mată, ci caut, mai bine zis, o față cu un aspect foarte, foarte natural, pentru că machiajul meu se bazează pe treaba asta în ultimul timp. Nu am niciun blush de la L'Oreal ca să țineți cont de treaba asta, așa că voi folosi blush-ul meu favorit, Revlon, adică, și nu voi aplica, nu știu, bronzer sau alte nebunii, pentru că, hello, această femeie foarte neagră, deci ar mai avea nevoie de așa ceva în viață. O să aplic puțin blush și iluminator. Unul de la MAC în nuanța Whisper, ceva de genul. E foarte, foarte natural și ăsta. Îl aplic și în arcată și pe toată pleoapa, pentru că nu voi folosi fard și îmi place, nu știu, efectul ăsta. Vedeți că se vede așa foarte strălucitor, nu știu, foarte natural. Astăzi o trag tare cu naturalul. Vedeți? Cam așa arăt eu în momentul de față. Îmi place foarte mult cum se aplică produsele prăfoase pe fondul ăsta de ten. Da, îmi place, îmi place, îmi place. Sprâncene. Ce-mi fac la sprâncene? Nu-mi fac nimic la sprâncene. O să-mi aplic o mascara transparentă. Cazul de față, ce-i asta? MAC. Bun, trecem la altă noutate de la L'Oreal. Sparge, rupe Elena tot. Oh my god! Tuș. Vorbim despre tuș astăzi. Ia să căutăm și tușul meu favorit. Asta de aici este tot din gama asta, Super Line. În schimb, al meu este Perfect Slim. Al meu are așa o periuță, o pensulă, un aplicator. În schimb, ăsta vine a fi salvarea neîndemânaticilor pentru a face codița linia de tuș. Ce înseamnă asta? Vedeți că are o nebunie aici? Ei, nebunia asta se scoate, vedeți? Iar aici, observați că are ceva, o găurică, un triunghi acolo, ceva de genul. E, ăsta ar trebui să-l pui ceva de genul așa și îți face linia de tuș perfectă. Vine a fi un șablon, ceva de genul. Eu sunt tare, tare curioasă să văd dacă funcționează nebunia asta. Vă spun sincer că n-am încredere în treburile astea, pentru că am mai testat chestii asemănătoare și n-au funcționat niciodată. Prefer să o fac eu cu mâna, chiar dacă o fac rău, chiar dacă o fac bine, știu că am făcut-o eu, decât să mă bag capul cu astea. Dar fiindcă e așa super interesant, poate funcționează și poate descoperim aici America. Știți, tușul în sine, hai să vorbim și despre tușul în sine. Ok, periuța lui, indicatorul în primul rând nu-mi place, dar fiindcă face și voi o diferență. Uitați-vă ce pensul are ăsta și ce pensulică subțire mică are celălalt. Eu vă spun sincer că mă descurc mult mai bine cu o pensulă mai lungă, pentru că mă ajută să-mi trasez mult mai bine codița și dintr-o dată. În schimb, pensulicile astea mici nu prea mă descurc eu personal bine. Ce vreau să vă arăt despre periuța asta, să vă dau de aproape aproape. Pensula este pur și simplu o pensulă. Ăștia sunt niște peri sintetici, clar. Vedeți? Se desface pur și simplu. E un fel de pensulă cu păr sintetic. Celălalt vârf de la Super Slim, ăsta pe care îl ador eu, este pur și simplu un vârf gen carioca. În schimb, ăsta e un vârf gen pensulă, ceea ce poate să vină bine. Ia să mai avem un șervețel. Am făcut și un swatch, vedeți pe mână, e super mega negru. Dacă rezistă la fel de bine ca cel pe care îl ador eu, va fi o iubire. Dacă nu, asta e. O să vedem pe parcursul zilei. Acum, eu vreau să fac multe în clipul de astăzi. Vreau să mă și filmez, vreau să îmi și aplic cu șablonul.
Oh my god, ok, șablonul ar trebui să stea cam așa la ochiul ăsta, zic eu, nu? Da? Ok, o să-l pun chiar aici, în margine de tot. Vă dau puțin mai aproape, vedeți bine? E ok așa? Ok. Bun, hai să punem șablonul ăsta pe aici. Deja până acum aveam linia de tuș făcută, dar na. Punem șablonul și hai să vedem cum face treabă tușul ăsta. Am făcut ceva? Hai să vedem. Da. Cum presupuneam eu, șablonul ăsta nu-i bun de nimic. Stați așa să rezolv o situație aici totuși. Vreau să rezolv situația pentru că eu totuși trebuie să ies din casă astăzi și nu aș vrea să ies chiar așa. Da, deci șablonul fail, total, mie nu-mi place cel puțin. Dacă l-ați testat și vă este util, spuneți-ne în comentarii, chiar aștept comentariile voastre pentru că eu mă așteptam să fie un fail și este un fail. Tușul, să știți că este destul de negru și se aplică destul de ok cu pensulica asta din dotare. E adevărat că îmi place mult mai mult aplicatorul ăstuia pentru că e mult mai ok. Ori m-am obișnuit eu cu el, ori mi se pare mai practic ăsta decât cel micuț, dar na, voi încerca și la ochiul celălalt să folosesc șablonul. Și să vedem, trebuie să-l șterg înainte, să nu cumva să mă murdăresc sau ceva, pentru că avem același șablon pentru ambii ochi. Înțelegeți ce vreau să vă spun. Ok, hai să vedem cum stă treaba și la ochiul celălalt, dacă chiar este vorba de un fail sau îi mai dăm o șansă. Ok, aici trebuie să-l pun cam așa șablonul. Ia să vedem ce iese. Nici nu pot să-l ții cum trebuie, dar în fine. Ia să vedem. Îl ținem aici, nu mișcăm, nu facem nimic. E foarte greu de aplicat la ochiul celălalt cu șablonul, vă zic sincer. Ia să vedem dacă am reușit să fac codița. Ah? Hai mă, că ai ieșit ceva mai bine în partea asta. Ok, trebuie mai multă practică, să spun așa, dar nu pot să mă declar mulțumit, adică... Asta este ce iese cu șablonul, nu e codița perfectă, eu acum trebuie să lucrez la ea, înțelegeți? Adică nu am descoperit America în clipul de astăzi. Rezolv și ochiul ăsta totuși. Evident că nu sunt mulțumită ce am rezolvat în ceea ce privește linie de tuș. Rimelul în sine este negru, să vedem cât ține pe parcursul zilei și o să mă declar la sfârșitul zilei dacă sunt mulțumită sau nu. Dar în primă instanță nu îmi place absolut deloc noua lor idee de... nebunie, de ghid, de șablon, că vezi, Doamne, faci linia perfectă, bla, bla, bla. Nu. Cel puțin eu nu mă descurc cu ea. Spuneți voi în comentarii dacă vă descurcați cu ea și cum vi se pare. Bun, altă noutate de la L'Oreal, știți deja, rimelul waterproof, pe care l-am testat într-un clip separat, v-am făcut test extrem, toate alea, o să-l aplic astăzi, ca să vedeți cum stă treaba cu el și când nu este pus la un test extrem, adică când îl folosim într-o zi oarecare și în situații normale, banale, cade rimelul ăsta ca data trecută. Ceea ce mă interesează pe mine cel mai mult la rimelul ăsta și pentru asta îl utilizez astăzi este că se demachează foarte repede. Și în ultimul timp, cum mă demachez în baie, ăsta vine perfect. Referitor la sprâncene, au scos ceva de la ăștia de la L'Oreal pentru sprâncene, un fel de pomadă în format așa stick pe care o aplici. Nu am fost tentată să o cumpăr pentru că nu folosesc mare lucru pentru sprâncene. Deci da, dacă să știți, au scos și treaba aia. Bun, și ultimul lucru pe care îl voi aplica astăzi pe fața mea este rujul. Cum se chema ediția asta de rujuri? Că am uitat, se chema ruj signatură, adică rujul semnătură, ceva de genul. Și da, vedeți, este un roz-roz. Eu când am cumpărat nuanța asta nu eram atât de bronzată, da? Acum sunt tare curioasă să văd cum îmi stă și sunt tare curioasă să văd cât rezistă nebunul ăsta pe buze. Bun, hai să vă fac un swatch prima oară. Cam așa arată el, vedeți că este foarte, foarte lichid, promite că va deveni mat și are o textură nouă, ca și pensulică. Hai, un focus, te rog. Asta este pensulica, vedeți că are o gaură în mijloc, ceva de genul. Și hai să aplicăm nebunia să vedem ce și cum. Miroase dulceag, așa, ca să vă faceți o idee. Și cam așa arată în momentul de față pe buzele mele. Vă promit că... Când i-am făcut swatch pe mână, arăta genial. Acum 3 săptămâni când am cumpărat nebunile astea. Ceea ce îmi place foarte mult la rujul ăsta e că are o textură foarte lichidă. Nu știu cum să vă explic, dar
E foarte lichid, adică când îl aplici, parcă ai aplica apă. E total altceva decât produsele pe care le-am testat eu până acum. Și aici mă refer la ruj urmate. E ca și cum nu mi-am aplicat nimic pe buze. Miroase super, super drăguț. Îl lăsăm să se usuce, dar ca să vă faceți o idee, așa arată machiajul meu de moment. Este ora 1, ne auzim pe la 3, ceva de genul, înainte să iau prânzul, ca să vedem cum a decurs treaba cu rujul. Momentan îmi place și culoarea, dă bine, nu dă rău. În prima fază rujul îmi place, v-am spus că e foarte, are o textură super nouă pentru mine. Și foarte așa, că nu-l simți, frate, adică e foarte natural, n-aș putea să spun, pentru că știm cu toții ce ingrediente are înăuntru, dar e foarte purtabil, cel mai bine zis. Bun, ne vedem în câteva ore. Dragii mei, este ora 3 înainte de masă și am zis să vă arăt cum arată make-up-ul, evident, dacă camera asta vrea așa să facă o treabă în viață. Ok, așa arată rujul, încă este și așa s-a uscat și cam asta este textura rujului pe fundal Alexa, ca să știți. Fond de ten și aici avem corectorul. Uitați-vă și voi ce bine arată. Îmi place de moment cum stă treaba. Tușul este intact, nu avem niciun fel de problemă cu el. La fel și rimelul și să știți că nu este la fel de bățos precum cel negru. Asta cam mânunt. Ne vedem după masă, să vedem cum stă treaba cu acest make-up. Doar ce am terminat de mâncat și v-am promis, vă arăt ce și cum. Unde e rujul? Nu e rujul! Stați așa să vă dau și mai aproape. Se mai vede acum, să fim serioși. Încă se vede, dar foarte, foarte puțin. Acum am dat luminozitatea mai jos ca să observați exact că încă se mai vede. Puține, dar foarte, foarte puțin. Și gândiți-vă că n-am mâncat nici uleios, nici nu știu. Am mâncat o supă. Înțelegeți ce vreau să vă spun? Da, se duce foarte, foarte repede. Este ora 5 și am zis să vă dau un update, ia să băgăm treaba asta mai aproape ca să observați și voi cum se treaba. Corectorul, uitați-vă cum arată. Aici vedeți că a intrat puțin în liniile fine și a rămas așa. Ei, în schimb aici nu prea, aici se menține bine, aici mai stă treaba cum mai stă. Tușul e întreg la ochi, adică fără niciun fel de problemă, rimelul la fel. Nu mai avem ruj, adică se vede ceva puțin, dar nu prea. Deci rujul, nu. E frumos la început să-l mai reaplici pe parcursul zilei, dar așa pentru lungă durată, nu. În schimb, nebunile astea, să știți că chiar îmi plac. Ei, dragilor, am revenit și cu ultimul update al acestui machiaj. Este ora 11:10, adică așa arată machiajul la ora asta. Hai să vă arăt corectorul, uitați-vă și voi cum arată. Deci e belea corectorul ăsta. Corectorul îmi place cel mai mult din toate produsele pe care le-am testat astăzi. Și tușul se menține destul de bine, adică uitați-vă, nu s-a mișcat deloc de la locul lui. În schimb, v-am spus eu, rămân la aceeași impresie cu tușul. Rimelul este veritabil, uitați-l. N-a căzut absolut deloc nebunul ăsta, deci îmi place. Iar fondul de ten, ce să vă spun, s-a dus pentru că, bă, vedeți voi ce, cât e ceasul, să spun așa. Mă duc să mă demachez, dar în concluzie vreau să vă spun că am rămas plăcut surprinsă de corector. Îmi place foarte, foarte mult. Tușul, așa, iar rujul... Ați văzut și voi, n-are rost să vă mai spun. Asta fiind spuse, ăsta a fost clipul de astăzi. Sper din suflet că v-a plăcut. Știți voi, dacă v-a plăcut, nu uitați de like și îmi spuneți în comentarii cum vi s-a părut. Eu vă aștept de asemenea pe Instagram și Facebook, unde postez lucruri drăguțe în fiecare zi. Vă las în continuare pe aici cu alte clipuri care sper să vă placă la fel de mult. Vă pupăcesc extrem și ne vedem curând în următorul clip. Pa, pa!